deloc să nu le mai încoște unul. Bucurie de rotați în cuvânt, toate sărugurile tale. Despre la 90 de grade, deloc să nu le mai încoște unul. Bucurie de rotați în cuvânt. Salut și bine ai venit la Never See Stories, felicitări pentru concert. După cum ți-am spus și înainte să începem să filmăm, am reușit să-l văd aproape pe tot și mă bucur foarte tare. Dacă nu mă înșel, a fost pentru prima dată The Motans la Never See, așa-i? Da, e prima dată la Never See și sper că nu ultima, adică a fost foarte fain. Asta voiam să te întreb, cum ți se pare festivalul, cum ți se pare publicul sau cum se zice în Moldova, cum festivalul, cum publicul? Mi se pare foarte pe vibe-ul meu, dacă sincer. După cum am spus și de pe scenă, mie îmi place foarte mult mare, eu ador mare. Îmi dă un vibe așa, aparte. Și mi se pare că dă o culoare așa deosebită acestui festival, unul la mână, doi la mână. Mi se pare că însă și publicul oferă un contrast atât de mișto. Am mai fost la festivaluri, dar aici într-adevăr are șarmul și caracterul său. Tot vibe-ul, știi? Mi se pare ceva deosebit și foarte drăguț. Am văzut la voi pe pagina de Facebook că dați foarte multe share-uri și sprijiniți artiștii din Moldova, astfel încât ei să urmeze aceeași cale a succesului pe care o aveți voi în România. Și voiam să te întreb dacă ăsta este singurul lucru pe care îl faceți voi pentru ei sau îi mai ajutați și în alte feluri? Eu o să dau și un mic exemplu. Deși nu cred că e nevoie, pentru că e un artist foarte bun, merge vorba de Toș. E cunoscut și în underground din România, suntem prieteni buni. Mă strădui cum pot. Desigur, sunt unele chestii, cum ar fi calea aia la care trebuie să ajungă un artist sau atunci când e vorba că un muzician trebuie să se găsească pe el însuși. Aici trebuie să o facă de sine stătător. Eu nu pot să fac. Eu pot doar să explic, nici măcar sfaturi să dau. Pot să explic și să povestesc care a fost experiența mea, ca omul care o aude să cumva să se gândească din perspectiva lui, cum ar trebui să procedeze el. În rest, deja ajutăm cu ce putem, adică artiștii. Da, mai dau din când în când share-uri pe Facebook, pe Instagram, la piesele și la artiștii care îmi plac mie. Există o idee conform căreia, pentru a avea succes comercial, așadar la marele public, e nevoie să faci piese cu versuri puține, cu un mesaj cât mai simplu de înțeles. Și voi ați venit și ați făcut praf ideea asta preconcepută, lucru pentru care, din nou, din punct de vedere personal, vă felicit. Voiam să vă întreb de unde v-a venit curajul, că practic ați luptat cu un curent foarte puternic înrădăcinat. Dar nu cred că a fost vorba de curaj. Noi doar am făcut ce am simțit, adică eu atunci când fac versurile, scriu muzica, nu mă gândesc. Mamă, are prea multe cuvinte. Nu, fac ce-mi place și aia e. Fac din suflet și se simte, probabil, nu știu. Oamenii simt, cred, chestia asta. Adică sinceritatea, de fapt, asta contează cel mai mult. Pasiunea. Nu știu dacă e neapărat sinceritatea. E sinceritate, desigur, pentru că e și pasiune. Adică ești tu cât faci chestia asta. Dar nu poți să ai o pasiune falsă. Adică nu poți să mimezi pasiunea. Exact, nu poți să mimezi pasiunea. Unde e pasiune, e și sinceritate, e și dragoste, e și omenie. E totul la un loc, e tot amalgamul. Mi se pare că, indiferent ce ai face, atâta timp cât ai pasiune față de ce faci, e foarte greu să nu reușești. Știi? Adică până și bătrânii sau pur și simplu oamenii care dau iarăși un exemplu, nu știu ce m-a apucat azi pe exemple. Nu ți-a mai plăcut să cumperi miere de la cineva care vinde, nu știu, undeva pe stradă sau la piață, propria miere care o scoate el și o produce de la albine și ți explică acolo cum o face, din ce flori se face, tot procesul. Ți-e de-o dragă să cumperi mierea aia și ți-e de-o dragă să o mănânci, o mănânci altfel, mi se pare, pentru că știi că a fost făcută cu dragoste. O altă idee preconcepută spune că atunci când interpretezi o piesă live pe scenă, pentru a avea succes comercial, e cazul ca ea să sune cât mai aproape de varianta ei înregistrată în studio. Iar la voi sunt foarte multe piese care nu sună așa. Voi sunteți mult mai rock pe scenă decât sunteți în înregistrările voastre cunoscute la radio.
Și voiam să te întreb, în primul rând, din nou, felicitările mele personale pentru asta. Eu sunt un mare fan al muzicii rock, dar voiam să vă întreb dacă vi s-a întâmplat să aveți reacții de, nu știu, de blocaj, să zică lumea... Nu. Dar și să știi, eu aici cred că e un fel de 50-50. Eu cred că e și adevărat pe jumătate chestia care ai spus-o tu. Într-adevăr, publicul atunci când vine la concerte se așteaptă să audă piesele alea care le știe el, știi? Adică, n-ai cum. Eu tot am fost la ATB, m-am așteptat că o să aud piesele mele din copilărie, alea pe care le ador. El a început să mixeze și am rămas un pic, what? Dă-mi piesele alea, vreau să aud Ecstasy, ăla, șmecher, producția aia. Aia de știu eu. De ce mi-ai mixat aici? Ce, acum eu ce fac? Știi, adică pentru asta am venit. Da, și trebuie să, ori să găsești un compromis frumos, ori să faci așa ca publicul să o ridici, atunci când o schimbi, nu să o cobori, dar să o ridici, să o faci mai bună, ca publicul să o simtă mai bine. Și e schimbată, dar e modificată frumos cumva, știi? Adică să fie, de fapt, mai bine pe scenă. Exact, exact. În cazul ăla, da. Care e cea mai bună piesă din lume pe care să faci sex? Mamă! Nu știu. Hai să zicem... anume, da, sex. Bine, hai, eu aș face sex mixat cu dragoste, așa, unul din ăla pasional. Mereu... Nu cred că ar da greș niciodată Nothing Else Matters de la Metallica. Nu știu de ce, mi se pare foarte tare. Foarte sexy piesa. Care este cel mai tare sfat pe care l-ai primit în viața ta și de la cine a fost? Cumva non-verbal a fost acest sfat. A fost o lecție pe care mama mea permanent pe parcursul timpului mi-a dat-o în fiecare zi. A fost dragostea. Tratează totul cu dragoste, fă totul cu dragoste, abordează totul cu dragoste. Atunci totul să fie bine. Voiam să te întreb dacă citești poezie, dacă ai poeți preferați sau dacă există artiști care își scriu singuri versurile și care sunt favoriții tăi, mie, pe care îi admiri. Despre poeți, pot să-l menționez aici pe Păunescu? Best of the best, mi se pare genial. Și iarăși este un artist din Rusia, probabil, dar o să-l zic, pentru că eu mă simt mai fericit de fiecare dată când spun chestia asta. Este Vladimir Vysotsky, un poet extraordinar, după mine cel mai tare poet care a existat vreodată pe planeta Pământ. Și este un artist foarte șmecher acum, din Kazahstan, îl cheamă Skriptonit, numele său scenic, și are niște versuri foarte autentice, adică cumva așa, true. De asemenea, da, hai să rămânem la trei. Întorcându-ne un pic la Vysotsky, lumea care îl ascultă, chiar dacă nu înțelege versurile lui care sunt geniale, totuși înțelege emoția pe care o transmite prin muzica lui. De-aia, din câte mi-aduc eu aminte, a asemănat cu un fel de Tom Waits al rușilor. Nu există comparație cu Vladimir Vysotsky. Ca să înțelegi, e un artist care o să rămână mereu actual. Deci... imaginează-ți câți ani au trecut de la moartea lui, de la Olimpiada din 80 și... În ce an a fost Olimpiada în Uniunea Sovietică? 1981. 81. De la moartea sa din 81 până acum sunt oameni care îl descoperă și se îndrăgostesc cu el. Eu am greșit, 1980. Moscova 1980. Da? Eu știu că prin 80. Da. Deci de atunci de când a murit el, în perioada Olimpiadei, și până acum sunt oameni care îl descoperă și... gen, se îndrăgostesc în muzica și în poezia lui. Mi se pare foarte tare. Eu am făcut cunoștință cu operele lui la vârsta de 16-17 ani. Nu prea am înțeles mare lucru. După care m-am reîntors pe la 20 ceva și am zis wow. Pur și simplu wow. Uite, mi se ridică părul de pe piele. Adică e extraordinar. Atâta profunzime cât are el, nu știu, nu prea am întâlnit. V-ați gândit vreodată să preluați o piesă de-a lui și să o traduceți în românește? Nu aș îndrăzni să fac acest lucru. Am încercat să... la piesa 42 pe care o am, în refren e un monolog cu soarta. Și, bine, un monolog. Un monolog cu mine, un dialog cu soarta, practic. Spune-mi soarta unde vrei să mă duci, de ce la toți le pică fete și așa mai departe. Și m-am inspirat cumva din piesa lui Coni, adică Caii Nărăvași. Poți găsești, sunt traduceri foarte bune și în română, în care el vorbește cu soarta, cu niște cai,
face o paralelă între cai și soartă. Și gen, e o poveste precum că el roagă cai să meargă mai încet, că îl duc prea rapid. Și îl duc prea rapid pe margine de stâncă. Și el roagă cai să meargă mai încet și totodată zice, bine, o să vă adăp atât cât o să fie nevoie. O să vă fac... adică o să vă hrănesc, o să vă adăp, o să vă fac viața frumoasă. O să vă fac viața frumoasă, dar dați-mi încă un pic să mai stau pe margine. Lăsați-mă încă un pic. E, nu știu, în română nu cred că e posibil de tradus toată profunzimea aia pe care o relatează el. Da. E, de fiecare dată când merge vorba de Vysotsky, se ajung la niște slăbiciuni de ale mele. Și parcă nu-s găzgar, dar totuși am căzut. Și parcă nu-s naiv, dar totuși am crezut. În povești de genul științifico-fantastic, în cuvinte goale, în zâmbete din plastic, în zâmbete de unică folosință. Tu o făceai doar din obișnuință, tu o făceai doar pentru borderul.